Locatarii trebuie să se ducă peste președinte, peste administrator, să-i spună: domnule, ai făcut demersul care ți l-a spus domnul primar? Păi n-am făcut, dar de ce? Păi nu știu. Hai, la treabă, repede. Atunci am pus la dispoziție acest draft, model, pentru fiecare asociație. Am pus în spate copie după decizia instanței ca să vadă exact care este decizia și ce spune și să aibă documentul la dosarel. Urmând să se ducă acasă, să-și ia de acolo factura din aferentă lunii septembrie-octombrie 2019 și din luna ianuarie-februarie 2020 și să le scrie acolo factura, numărul din data pe și luna. Asta trebuia să fac. Și această adresă să o înainteze. Nu știu câte asociații au făcut lucrul ăsta, dar trebuie să înțeleagă asociațiile că acel comitet de asociații nu este un comitet care doar trebuie să se întâlnească o dată la un an de zile și să facă un raport de descărcare de gestiune. Este un comitet care trebuie să coordoneze din punct de vedere organizatoric, să îndrume, să consilieze, să vorbească cu locatarii și să se ocupe și de demersuri administrative ale condomeniului. Cum e acest care înseamnă de fapt bani. Reducerea unor cheltuieli pentru fiecare dintre locatari. Întreabă, domnule, când vedem și noi în factură?